Bun găsit la o nouă oră în care Cuvântul lui Dumnezeu ne va aduce întărire, mângâiere și bucurie. Această înregistrare va sluji pentru mângâierea și întărirea unei familii zdrobite de durere, dar și multor altora aflați în situații similare, privind viața și moartea din perspectiva lui Dumnezeu. Cu puțin timp în urmă am primit vestea cutremurătoare a morții unui prieten drag în urma unui accident la locul de muncă. O macară a căzut și a doborât schela pe care lucra. Avea trei copii, era tata trei copii și m-a îndurerat foarte mult această veste tragică a morții lui subite. Era destul de tânăr. Era un om care iubea adevărul, era un om de caracter, un om credincios, așa cum îl cunosc. Deseori discutam despre adevăr și aveam conversații miezoase, mă suna și ne bucuram de lucrul acesta. Când am auzit, am fost anunțat de această tragică veste, instantaneu în mintea mea s-a născut întrebarea: de ce, Doamne, tocmai el? Cunosc atât de mulți oameni care refuză adevărul, cunosc atât de mulți oameni care pur și simplu sunt nepăsători și n-au nicio treabă cu Dumnezeu, atât de mulți oameni care ignoră pe Dumnezeu și el se bucura de descoperirea cuvântului Dumnezeu. De ce a trebuit ca tocmai el să moară? Sigur, o astfel de întrebare, sunt convins că se ridică în mintea multora și o astfel de întrebare are nevoie de răspunsuri corecte, răspunsuri din perspectiva lui Dumnezeu, răspunsuri care să poată să, cu adevărat, să mulțumească căutarea noastră și care să poată să ne dea perspectiva adevărată, corectă. Există două variante de a privi viața și moartea, perspectiva omului din lume. Când zic omul din lume, vorbesc de omul fără credință, omul separat de Dumnezeu, cu o minte firească. Nu neapărat un om care nu face parte nicio biserică, pentru că pot să fii și într-o denominațiune, într-o biserică încadrat și să fii tot un om din lume, pentru că ceea ce face din noi om din lume sau om al lui Dumnezeu este mintea pe care o deținem. Există două perspective de a vedea atât viața cât și moartea, perspectiva omului necredincios și perspectiva lui Dumnezeu, a omului credincios. Din perspectiva omului lumesc, a minții firește, a omului lumii acestea separat de Dumnezeu, aș vrea să citesc câteva pasaje biblice. 1 Tesaloniceni 4:13 sunt definitori în ceea ce privește felul în care omul din lume privește viața și moartea. Nu voi, fraților, să fiți în necunoștință despre cei ce au adormit, ca să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Ceilalți fiind, bineînțeles, cei din lume. Ceilalți, cei din lume, omul din lume vede moartea ca încheierea definitivă a experienței lui, nu are nicio nădejde mai departe, de aceea tot ceea ce trebuie să apuce să realizeze este viața aceasta pentru el. Viața aceasta contează și trebuie să fie cât mai lungă, pentru că după aceea pentru el nu mai există nimic, sau cel puțin nu știe că mai există ceva, este nesigur că mai este sau nu mai este ceva. Deci omul din lume nu are o nădejde dincolo. Aici e raiul, aici e iadul, aceasta este expresia consacrată. Deci el trebuie să se distreze, să-și mulțumească, să satisfacă plăcerile, să trăiască cât mai intens, pentru că după aceea, momentul fatidic al morții, este pentru el încheierea
totală a vieții lui, a experienței lui, dincolo nu mai este nicio nădejde. Întâi Arești 3:11 și Dumnezeu a zis, răspunzând la rugăciunea lui Solomon, fiindcă lucrul acesta îl cere, adică înțelepciune, știm că a cerut el în rugăciune, fiindcă nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci cer pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Nu cer pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi. Viața lungă este un lucru pe care îl doresc oamenii. Oamenii doresc să trăiască cât mai mult. Cât mai mult. Și apoi, într-o viață cât mai lungă, să aibă cât mai multe bogății. Bogățiile însemnând că își poate permite luxul de a trăi cum mintea îi dictează, după să satisfacă toate plăcerile. Solomon n-a cerut nimic din toate acestea, a cerut înțelepciune, iar Dumnezeu i-a dăruit și viață mai lungă. Eclesiastul, capitolul 3, versetul 12, este tot un studiu asupra ceea ce se petrece în lumea în care trăim. Solomon spunea, am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei, pentru oamenii aceștia, decât să se bucure să trăiască bine în viața lor. La fel cum Mântuitorul spunea despre omul care strânsese, agonisise multe bogății, care îi rodise țarina foarte mult și acum privea către viitor și voi zice sufletului meu, spunea acel bogat, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Pentru acești oameni, oamenii acestei lumi, viața prezentă este tot ce ai, este tot ce este sigur. De aceea, a trăi în desfătări, în bogăție, a trăi mult, este cel mai înalt ideal al acestei lumi. În cazul în care mor timpuriu, acesta este un lucru dramatic, pentru că această viață este tot ce are omul acestei lumi. Acest tip de om caută să împingă cât mai mult momentul morții, pentru că el nu are nicio nădejde mai departe. Pentru el, această viață prezentă este totul și de aceea o viață lungă, un timp cât mai lung, este un lucru atât de vrenic de dorit. Din perspectiva lui Dumnezeu, și bineînțeles este perspectiva pe care o are adevăratul credincios, perspectiva lui Dumnezeu, citim în Eclesiastul, capitolul 12, versetul 1, dar adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale până nu vin zilele cele rele și până nu se apropie anii când vei zice nu găsesc nicio plăcere în ei, până nu se întoarce țărâna în pământ cum a fost și până nu se întoarce Duhul la Dumnezeu care l-a dat. Din perspectiva lui Dumnezeu, timpul acesta de a vieții omului, fie că e lung sau scurt, ceea ce contează, singurul lucru care contează cu adevărat, este ca în această perioadă de grație care este oferită de Dumnezeu pentru noi oamenii, omul acesta să-L cunoască pe Dumnezeu și să accepte mântuirea, să accepte salvarea. Acesta este singurul lucru pentru care este dat acest timp de har. Ne-a fost dat acest timp de împrumut. Această șansă extraordinară, deși eram condamnați la moarte prin păcatul părinților noștri, primilor noștri părinți Adam și Eva, ne-a fost oferită încă șansă. Suntem ținuți sub aceste aparate, ca și când am fi aproape de moarte, muribunzi, doar pentru ca să putem să alegem cu adevărat salvarea și viața care ne-a fost oferită prin Domnul Iisus Hristos. De aceea spunea Simeon, Luca 2:29, acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. Când marea dorință a lui Simeon a fost ca să-L vadă pe Hristos, când a văzut pe pruncul Iisus născut, pentru el a fost suficient. El a spus, am văzut cu ochii mei mântuirea fiind însuși
Domnul Iisus Hristos, aceasta este mântuirea, aceasta este viața, aceasta este salvarea pe care oamenii trebuie să o accepte. El a spus, de acum pot să mor. De acum pot să mor pentru că am văzut cu adevărat mântuirea. Într-adevăr, după ce un om primește salvarea, pentru el nu mai contează cât va mai trăi pe pământul acesta. Pentru că scopul pentru care el a fost aici s-a împlinit. Planul de salvare pentru acel om a fost o reușită. Dumnezeu este fericit în acest caz pentru faptul că un om a fost recuperat, a fost salvat. Inima Domnului Iisus este plină de bucurie. Nu contează că el trăiește 30 de ani sau 90 de ani, ci contează că a acceptat salvarea. De aceea, întrebarea capitală este dacă omul în perioada mai scurtă sau mai lungă de acestei vieți a acceptat mântuirea, a acceptat salvarea, nici de cum dacă a trăit mult sau puțin, nu acesta este întrebarea, ci dacă în această perioadă omul acesta s-a împăcat cu adevărat cu Dumnezeu și a acceptat mântuirea, l-a acceptat pe Hristos ca viață și ca salvare. În cazul acesta, adevăratul credincios privește viața la fel ca și Pavel, viața și moartea, Filipeni 1:20, mă aștept și nădăjduiesc cu tărie că nu voi fi dat de rușine cu nimic, ci că acum, ca totdeauna, Hristos va fi proslăvit cu îndrăzneală în trupul meu, fie prin viața mea, fie prin moartea mea. Pavel spunea că dorește să-L proslăvească pe Hristos, fie trăind, fie murind. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Omul din lume nu poate să privească moartea ca un câștig, pentru că tot ce are el este această viață prezentă, pe care trebuie să o trăiască în plenitudine, în sensul, așa cum îi dictează mintea firească, în plăceri, în desfătări, în lux, în bogăție, în risipă. Nu. Căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce să aleg. Sunt strâns din două părți, aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos, căci ar fi mult mai bine. Dar pentru voi este mai de trebuință să rămân în trup. Apostolul Pavel a spus, a muri pentru mine este un câștig. Să închei cursa. Dar dacă Dumnezeu mai găsește cu cale să mă folosească, pentru voi este un câștig, în sensul că misiunea lui a fost o misiune binecuvântată de a trezi oamenii la realitate și de a putea să fie cât mai mulți întorși la Dumnezeu. Dar în ceea ce îl privea pe el, dorința lui era ca să poată să încheie aici. Nu avea nicio plăcere în lumea aceasta, singura plăcere era Dumnezeu și singura bucurie era că l-a găsit pe Hristos cu adevărat. Evrei 11:13, în credință au murit toți aceștia, este vorba de credincioși, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, doar le-au văzut, le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Aceasta a fost mentalitatea tuturor credincioșilor, a fost și este mentalitatea adevăratului credincios. El se comportă ca un străin și ca un călător pe pământul acesta, nu-și propune mari realizări materiale. Nu-și propune așa ceva. El știe că perioada aceasta este o perioadă de tranzit. Este ca și când ar fi într-o stație, într-o gară și de unde el va pleca mai departe. De aceea, credinciosul nu privește ca la o necesitate a trăi o viață lungă pe acest pământ. El se roagă să se facă voia Domnului, Doamne, vreau să fii proslăvit fie prin viața mea, fie prin moartea mea, Tu ai un plan pentru mine, Tu știi cât va trebui să trăiesc, Tu știi ce misiune trebuie să îndeplinesc. Eu sunt fericit pentru că L-am găsit pe Domnul Iisus salvarea și adevărata viață, viața veșnică care ne-a fost adusă prin Hristos. În concluzie, din perspectiva lui Dumnezeu, nu este important să trăiești ca oamenii să trăiască o viață lungă pe acest pământ, ci ca în această perioadă de har pe care o au la dispoziție, fiecare să-L cunoască pe El și să se realizeze salvarea respectivului om.
Așa că fie că trăiești 20 de ani sau 80 de ani, întrebarea capitală este: a primit omul acesta mântuirea cât a trăit? L-a acceptat pe Hristos, adevărata viață? Sigur, sunt tot felul de situații enigmatice și uneori descurajatoare pentru oameni și chiar și pentru creștini. Spre exemplu, de ce viața unui om bun, unui om credincios, să fie curmată prematur, zicem noi prematur, deși este un cuvânt care e controversat în sensul că cine stabilește cât să fie timpul de har pentru o anumită persoană? Noi stabilim lucrul acesta. Noi nu putem spune că e prematur sau este întârziat, pentru că este un timp pe care îl primim fiecare dintre noi. Iov s-a confruntat și el cu astfel de situație și, bineînțeles, întrebările lui zguduitoare sunt, de fapt, întrebări care se găsesc în multe inimi și se nasc. Pentru ce trăiesc cei răi? Pentru ce îi vezi îmbătrânind și sporind în putere? Versetul 19 vă zice că pentru fiii săi păstrează Dumnezeu pedeapsa. Dar pe el, pe cel nelegiuit, ar trebui să-l pedepsească Dumnezeu ca să simtă. El ar trebui să-și vadă nimicirea, el ar trebui să dea mânia celui atotputernic. Pentru mulți creștini este o enigmă, o taină apăsătoare. De ce unii credincioși sunt răpiți de moarte timpuriu, așa cum consideră ei? În timp ce nelegiuiții care îl ignoră pe Dumnezeu ajung la o vârstă înaintată. Dar nu ar trebui să fie o taină pentru cei credincioși astfel de situații. În primul caz, credinciosul care își încheie viața de tânăr, Dumnezeu este fericit pentru că s-a realizat scopul harului. Omul acesta a fost salvat, deci nu contează că a trăit doar 30 sau 40 de ani. Nu. Viața lungă, repet, este doar dorința avidă a celui care nu are nădejde mai departe, a omului din lume. Pentru Dumnezeu, spun iarăși, nu este important ca să ofere o viață lungă omului, ci în această perioadă, fie scurtă, fie mai lungă, omul acesta să poată să se împece cu Dumnezeu, să fie salvat. De aceea în Apocalipsa 14:13 și-am auzit un glas din cer care zicea: scrie, ferice de acum de morții care mor în Domnul. E clar că pentru omul firesc această afirmație este ciudată și stranie. Cum să fie ferice că mori? Cum să fii fericit că mori de acum încolo? Dar pentru cel credincios această afirmație are sens. Are sens. Pavel spunea: pentru mine a muri este un câștig. Eu aș vrea, că ar fi după mine, aș vrea să închei, aș vrea să mă mut la Domnul, aș vrea să se termine cât mai repede experiența aceasta a pământului mizerabil și murdar. Dar dacă Dumnezeu consideră, mai face să trăiesc, asta este pentru voi, pentru ca să poată să fiu folosit într-o misiune bună. În al doilea caz, veteranul nelegiuit, omul rebel față de Dumnezeu, care tot trăiește și face rău, Dumnezeu îi oferă timp în speranța că, înainte de a ajunge țărână, va accepta dragostea lui Dumnezeu și salvarea prin Domnul Hristos, viața adevărată. Acesta este sensul, aceasta este explicația. În primul caz, credinciosul care este răpit din viață fulgerător într-un timp scurt, Dumnezeu se bucură pentru că în viața lui s-a realizat ceea ce trebuia să se realizeze, mântuirea. În al doilea caz, este logic că Dumnezeu dorește ca, înainte ca omul acesta să dispară, să poată să accepte mântuirea. Prin Apostolul Petru, în a doua epistolă, capitolul 3, versetul 9, Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui cu încredunii,
ce are o îndelungă răbdare pentru voi și dorește ca niciunul să nu piară, ci tot să vină la pocăință. Aceasta e dorința lui Dumnezeu. El va face eforturi neobosite, cum numai un Dumnezeu cu o dragoste infinită poate, pentru ca să-l salveze pe un rebel. Ca și exemplificare, Biblia ne prezintă diverse cazuri. În a doua cronici, capitolul 33, citim despre Manase, fiul lui Ezechia, avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. Este cea mai lungă domnie, cred. Dar Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copilului lui Israel. Puteți citi tot capitolul 33, puteți descoperi acolo viața groaznică a lui Manase, un om care a făcut tot ceea ce este rău posibil. Un om care nu numai că a făcut el rău posibil, mult rău, ci pur și simplu a fost sursa pentru ca răul să se disemineze în tot Israelul. A făcut poporul evreu să fie mai rău decât națiunile idolatre. A făcut tot ceea ce este rău posibil. A vărsat sânge nevinovat. A fost o groază pentru credincioși în timpul acela. A fost un idolatru extrem. S-a închinat la toți idolii posibili. A înviat din nou cultul trecerii copiilor prin foc, a chemat ghicitori și tot ocultismul păgân a fost introdus în Israel. Și multe rele, și multe rele. Dacă ne gândim la acest om, cred că mulți contemporani ai lui se întrebau: de ce ține Dumnezeu în viață pe acest nelegiuit? El a domnit 55 de ani. Cea mai lungă domnie. Mulți poate au avut dubii în ceea ce privește înțelepciunea lui Dumnezeu care l-a lăsat pe Manase atâta timp în viață, vreme în care a făcut atâta rău. Dar Dumnezeu lucrează cu o infinită înțelepciune și bunătate. El era singurul care întrevedea o sclipire de speranță în inima acestei ființe rebele. Ei bine, citim că spre sfârșitul vieții lui Manase, trecând prin școala suferinței, acest om s-a smerit, s-a pocăit și l-a acceptat pe Dumnezeu. Sigur, cine s-ar fi gândit că mai este posibil acest lucru? Doar Dumnezeu știe. Doar Dumnezeu întrevede. Doar Dumnezeu poate cunoaște sfârșitul unui om. Doar Dumnezeu poate vedea ceea ce noi, oamenii, nu vedem. Sigur, după ce omul acesta a acceptat salvarea, Dumnezeu putea întrerupe firul vieții, pentru că se realizase ceea ce este exact lucru vizat în planul lui Dumnezeu. Scopul pentru care ne-a fost dată această viață. Scopul pentru care ne-a fost dat acest timp de har, de grație, este să-L acceptăm pe Hristos, să acceptăm mântuirea, să-L cunoaștem pe Dumnezeu cu adevărat. De aceea ne putem odihni în încrederea înțelepciunii alegerilor divine. Dumnezeu știe ce este cel mai bine. Atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpetenile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase, l-au pus în lanțuri, l-au legat cu lanțuri din aramă și l-au dus în Babilon. Când a fost la strâmtorare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui, s-a zmerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi, i-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile, l-a adus înapoi la Ierusalim, în împărăția lui, și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Iată ce final extraordinar. Am citit din a doua cronici, capitolul 33, versetele 11 la 13. S-a întâmplat un miracol cu această ființă rebelă. La sfârșitul vieții lui, o viață lungă, treceau decenii de fără de lege și de întuneric. Și omul acesta, Dumnezeu tot îl susținea cu viață. Probabil mulți au murit poate atunci, mulți credincioși în perioada aceea.
au murit credincioși la o viață mult mai prematură, în timp ce rebelul tot trăia, tot trăia și tot trăia. Și ne gândim, de ce așa? Iov, într-un exces de supărare, trecând prin acea suferință extraordinară după ce a pierdut toate bunurile, după ce i-au murit toți copiii și după ce el însuși era sub o plagă care irosese carnea și care se odihnindu-se pe o grămadă de gunoi și în timp ce începuse carnea să facă cruste și să apară viermi să mișune pe carnea lui, se întreba cu disperare de ce, așteptând moartea, bineînțeles, aproape nemai având speranțe că va mai trăi, de ce cel nelegiuit trăiește și plin de putere? De ce duce o viață lungă în timp ce cei credincioși dispar atât de repede? Nu este o enigmă. În primul caz, acelui credincios, repet, Dumnezeu se bucură pentru că s-a realizat planul de salvare. Omul acesta a acceptat mântuirea, a acceptat salvarea. În al doilea caz, veteranul rebel, cel care trăiește mai mult, Dumnezeu îi oferă timp de grație mai mult, tocmai pentru că așteaptă momentul în care omul, în anumite situații, să-și plece fruntea arogantă și să accepte mântuirea, să simtă nevoia disperată de Dumnezeu și să înțeleagă dragostea lui Dumnezeu. Sigur, Biblia ne oferă multe alte exemple care aduc lumină asupra unor întrebări cercetătoare, unor întrebări importante pe care oamenii le pun în ceea ce privește viața și moartea. Un caz interesant, un caz care ne aduce multă, multă lumină, este viața unui mare bărbat curmată în plină putere, este vorba de Ioan Botezătorul. Despre el citim în Luca 7:27, el este acela despre care este scris, iată, trimit pe solul meu, înaintea feței tale, care îți va pregăti calea înaintea ta, vă spun că dintre cei născuți din femei nu este niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Un mare bărbat, antemergătorul Domnului Hristos, cel care a trebuit să trezească națiunea și să o pregătească pentru venirea lui Mesia. Sigur, a fost un om dedicat pentru o misiune sfântă, încă din pântecele mamei sale a fost pregătit de Dumnezeu în pustie pentru această misiune de a anunța venirea lui Mesia, mielul lui Dumnezeu. Citim în Matei 4:12, când a auzit Iisus că Ioan fusese închis, a plecat în Galileea. Nu începuse misiunea de foarte mult timp și a fost întemnițat de regele Irod, care era tot mereu mustrat de Ioan, și știm că nu după foarte mult timp a fost ținut în temniță la dorința nelegiuitei Irodiade, a fost ucis la o petrecere de desfrâu și o petrecere nelegiuită sub imperiul beției. Irod a acceptat această cerere nelegiuită ca să fie tăiat capul marelui bărbat al lui Dumnezeu, marelui profet. Citim că Domnul Iisus, când a auzit că Ioan a fost închis, a plecat în Galileea. Nu a făcut nimic, absolut nimic, ca să-l salveze. Ucenicii s-au așteptat cu siguranță ca Domnul Iisus să facă un miracol, să-l salveze pe Ioan din temniță, dar citim că în momentul când a fost închis, Iisus pleacă subit în altă parte. Nu a făcut niciun gest ca să-l salveze din temniță. Nu, au primit cu durere vestea morții lui Ioan. Și probabil că s-au întrebat, s-au născut tot felul de semne de întrebare, de ce Iisus nu face nimic pentru a ajuta pe acest om care i-a pregătit calea, pe acest om atât de credincios. Din perspectiva noastră, după gândirea și logica umană, am putea zice de ce Ioan să fie acest mare bărbat, îl pregătești atâta timp în pustie și își încheie subit misiunea la 32-33 de ani cât o fi avut, era mai mare cu 6 luni decât Domnul Hristos.
și ar fi putut trăi mai mult, ar fi putut realiza mai mult, ar fi putut avea o viață mult mai lungă în care să facă mult mai mult bine. Deci asta e gândirea omenească, e logica omenească. Dumnezeu știe mai bine de ce. Dumnezeu a văzut că acest om a avut o viață împlinită, iar misiunea lui s-a încheiat. Dumnezeu a îngăduit, a permis ca în momentul acela să se întâmple acest lucru. Nu putem crede că Dumnezeu nu poate interveni dacă vrea. Sigur că dacă vrea, putea Caian să fie salvat. Putea să facă ceva Dumnezeu. Dar Dumnezeu în planul lui nu a dorit să facă. Și viața lui Ioan Botezătorul, acestui mare bărbat, s-a încheiat la 30 de ani și ceva. Sigur, pentru omul lumesc aceasta e o pierdere. Este ceva de neacceptat. Dar din perspectiva lui Dumnezeu, lucrurile sunt în regulă, lucrurile sunt bune pentru că Ioan și-a împlinit misiunea, Ioan a împlinit scopul pentru care el a apărut pe acest pământ, scopul destinat de Dumnezeu. Ioan a fost salvat, Ioan și-a îndeplinit misiunea până la acel moment și în planul lui Dumnezeu lucrurile acestea au fost minunate și au fost în regulă. La fel a fost și cazul Domnului Iisus. Trebuie să ne gândim că a trăit doar 33 de ani și jumătate. Am putea spune că răstignirea ar fi putut avea loc și la 40 sau la 50 de ani. Și astfel misiunea de binefacere a Domnului Iisus, după mintea noastră, ar fi fost mai amplă. Dar Dumnezeu, în infinita lui înțelepciune, a ales că este cel mai potrivit la 33 de ani și jumătate, după calculele divine, după logica divină. Nu s-ar fi câștigat mai mult dacă era aleasă o altă dată. El ia în calcul, Dumnezeu, ia în calcul amănunte. Amănunte pe care noi nu le știm. El vede lucruri pe care noi nu le vedem și privește viitorul ca și când este prezent. Apoi trebuie să știm că lumea în care a venit Domnul Iisus Hristos nu a putut să suporte lumina și neprihănirea mai mult decât atât, decât 33 de ani și jumătate. De fapt, 3 ani și jumătate a fost misiunea lui publică, iar în lume intrăm și noi, cu toții, nu am putut suporta lumina mai mult decât atâta. Există și alte, bineînțeles, multe alte amănunte de care Dumnezeu a ținut seama și în înțelepciune infinită Dumnezeu a găsit cu cale ca la 33 de ani și jumătate să aibă loc acest mare eveniment, cel mai mare eveniment din istoria Universului. Și în felul acesta, Domnul Iisus a realizat ceea ce trebuia să fie realizat, planul de mântuire, și ceea ce a făcut el are o influență veșnică, deși a trăit doar 33 de ani și jumătate. Așa că pentru cel credincios, nu este important dacă trăiește 20 de ani sau 80 de ani. Important este ca să fie salvat acel om. Important este ca Dumnezeu să hotărească, el hotărăște care e misiunea acelui om și când trebuie să se încheie. Apoi cazul lui Ionatan, prietenul delicat, sensibil și plin de iubire altruistă a lui David, știm că a murit subit împreună cu tatăl său, crudul rege Saul, vrăjmașul de moarte a lui David. Am putea spune, de ce Doamne, un om atât de delicat, cu o iubire atât de mare, să moară alături de Saul, care știm că era un răzvrătit, ajuns incurabil, un om care a renunțat la Dumnezeu și a pierit nemântuit. De ce să moară Ionatan atât de timpuriu? Zicem iarăși noi timpuriu. Aceasta este gândirea omenească. Dumnezeu a știut de ce. Există mai multe ipoteze plauzibile, dar sunt pure speculații pe care le-am putea oferi. Dumnezeu a știut că e mai bine lucrul acesta să se întâmple atunci. Nu știm ceea ce s-ar fi petrecut mai târziu, dar Dumnezeu a știut foarte bine de ce să aleagă momentul acesta și a îngăduit acest lucru să fie exact așa. De aceea putem, singurul lucru, să ne odihnim în încrederea că Dumnezeu știe mai bine, știe lucruri pe care noi nu le știm, vede lucruri pe care noi nu le luăm în calcul
și de asemenea este atât de bun și atât de îndurător. Un caz ce ne exemplifică ce înseamnă prelungirea de viață la insistența omului este cazul lui Ezechia. Citim în Isaia 38, în vremea aceea Ezechia a fost bolnav pe moarte, prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis, așa vorbește Domnul, puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Acesta a fost planul divin. Aceasta a fost ceea ce Dumnezeu hotărâse în cazul lui. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și cu inimă curată. Și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Nu a primit cu bucurie vestea care a fost adusă, deși un adevărat credincios ar fi trebuit să fie liniștit și bucuros și să facă exact ceea ce planul divin hotărâse pentru el. Ezechia, în disperare, se roagă la Dumnezeu să mai primească timp de har, să mai primească timp, să mai primească viață. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel, du-te și spune lui Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeul tatălui tău David, am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale, iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Dumnezeu este simplu să mai ofere omului 15 ani, 50, 100 sau 1000 de ani. Este tot atât de simplu. Întrebarea este corect lucrul acesta? Este justificat să facă lucrul acesta Dumnezeu? Sigur, Ezechia a mai primit 15 ani. Ce s-a întâmplat cu el în acești 15 ani pe care i-a cerut cu insistență, cu disperare, mai dăm timp de viață? Raportul lui, citim, a fost vindecat de acea tumoră pe care a avut-o. A doua cronici 32:25, dar Ezechia n-a răsplătit binefacerea pe care a primit-o, căci i s-a îngânfat inima. Mânia Domnului a venit peste el, peste Iuda și peste Ierusalim. Până la urmă s-a pocăit, dar raportul vieții lui a fost pătat. În cei 15 ani nu a lăsat urme bune. S-au întâmplat lucruri pe care Dumnezeu n-ar fi vrut să se mai întâmple. Tot atunci a fost în această perioadă a fost născut și Manase, care a făcut atâta rău în Israel. Și de aceea, cât de bine ar fi fost ca Manase să accepte cu bucurie înțelepciunea planului divin. Ca Ezechia să accepte înțelepciunea planului divin. Nu este rău să ne rugăm pentru viață și pentru însănătoșirea oamenilor bolnavi, dar mai presus de toate să ne rugăm și să acceptăm cu bucurie voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită, înțelepciunea infinită a lui Dumnezeu care nu greșește. Încă o dată spun, Dumnezeu nu este doritor ca omul să trăiască pe pământul acesta o viață lungă. Ca perioada, timpul acesta cât stă aici să fie o perioadă extraordinar de lungă. Nu asta este important. Important este ca omul să accepte în această perioadă salvarea, mântuirea și să se împlinească ceea ce Dumnezeu dorește cu acest om. Mi-aduc aminte de o experiență pe care am avut-o cu un tânăr bolnav de un cancer foarte invaziv, un sarcom, o tumoră uriașă, o avea la cot, era cât o buturugă, mâna era atât de grea încât de-abia o putea ridica. La 25 de ani, un tânăr cu chipe și atletic, un tânăr care trăise o viață dezechilibrată din toate punctele de vedere, uita să se mai bea apă, bea doar Coca-Cola și din multe alte puncte de vedere făcuse foarte multe excese. S-a îmbolnăvit și după ce s-a îmbolnăvit a făcut greșeli în ceea ce privește tratamentul. Dincolo de toate acestea, când l-am cunoscut, era spre final, era destul de bolnav, tumora crescuse imens, era cât o minge de fotbal aproape ajunsese.
și pielea aproape crăpa și vasele de sânge care se vedeau atât de proeminent, vasele de sânge, pentru că era atât de dilatate în acea zonă. Slăbise foarte mult, m-a sunat la un anumit moment, nu mai îl vizitasem de vreo săptămână și ceva. Și m-a chemat cu inima așa tremurând, de voce era tremurătoare, mi-am dat seama că simte că se apropie de momentul încheierii. Și a spus, te rog să vii la mine să stăm de vorbă, te rog, fă tot posibilul ca să ajungi destul de repede. M-am dus așa cu inima strânsă, era un tânăr de 25 de ani care aștepta moartea, știam că nu va mai dura mult, se va stinge. Ce poți să-i spui unui tânăr de 25 de ani care trebuie să moară? Era conștient, și el ajuns să se conștiente lucrul acesta. Și George îl chema, am ajuns la el în casă, mi-am reținut cumva uimirea, slăbise foarte, foarte mult. Din tânărul acela, un pachet de mușchi și atât de puternic, rămăsese aproape un schelet destul de un căpșor mic, slab, într-o pijama, parcă îl văd și acum, stând pe pat. S-a bucurat că am venit și am putut să avem o discuție de suflet. În perioada aceasta a bolii lui, George reușise să cunoască mult mai mult despre Dumnezeu. Nu doar informații, ci reușise să experimenteze puterea salvatoare a lui Dumnezeu. I-am spus exact despre cazul lui Ezechia, am povestit acest lucru. George, tu ești conștient că nu în foarte mult timp va trebui să închei, vei muri. Dar și eu și ceilalți oameni pe care îi vezi pe stradă, privea deseori de la geamul apartamentului, oamenii pe stradă, și ei vor muri și eu voi muri, nu știm cât de repede, nici oamenii aceia, doar diferența este că probabil cei mai mulți dintre ei nu sunt conștienți de lucrul acesta. Avantajul tău este că ești conștient că ai puțin timp. Cel mai important lucru este, fie că trăiești mai mult sau mai puțin, Dumnezeu ar putea să-ți mai ofere 15 ani, ca în cazul lui Ezechia. Nu asta este important. Important este ca să-L accepți pe Dumnezeu, pentru aceasta ai venit pe pământ, pentru aceasta ți s-a mai oferit timp de grație, și fie că mai trăiești 15 ani, fie că mai trăiești 50 de ani, fie că mai trăiești o zi, este același lucru în cazul în care îl accepți pe Dumnezeu, accepți ce s-a făcut pentru tine. Apoi am vorbit de prezența, de realitatea prezenței lui Dumnezeu lângă fiecare om care suferă, oriunde este suferința, acolo este și Hristos. Hristos este una cu fiecare suferind, El știe ce este suferința, El este prezent în camera oricărui bolnav, oricărui om apăsat, oricărui om zdrobit de durere. El suferă împreună cu omul și cel mai mult suferă cu adevărat Dumnezeu. În infinita Lui sensibilitate, Dumnezeu suferă mai mult decât noi. El a înțeles că Dumnezeu este prezent cu El. S-a luminat la față și a fost foarte bucuros, acceptând ca o realitate cuvintele Scripturii. Nu a mai fost frică, nu a mai fost teamă, a vorbit foarte mult cu părinții, s-a împăcat cu părinții, le-a cerut iertare, pentru că în timpul bolii i-a supărat, i-a deranjat, a fost o povară poate pentru ei, dar părinții au fost cutremurați și întreaga familie. Și-a schimbat atât de mult atitudinea, vorbea tot mai des de prezența Mântuitorului în camera lui de suferință, deși avea acel cancer teribil și ulterior, la necropsie, doctorul care i-a făcut necropsia a întrebat familia dacă a suferit foarte mult în ultima perioadă, dacă a avut dureri groaznice, pentru că era de așteptat să fie așa, dar George a murit fără dureri. Perioada aceea, deși ar fi trebuit să fie
cutremurată întreaga ființă de durerile acestea, n-au existat pentru că a fost ridicat mai presus de durere. El a acceptat salvarea, l-a acceptat pe Hristos și și-a finalizat viața. Poate mulți ar fi fost uimiți sau încântați să se fi făcut o minune și acest tânăr să fi fost vindecat, să mai fi trăit 15, 20 de ani, 30 de ani, ar fi zis, oh, din ce formă de cancer s-a vindecat. Dar, din punctul meu de vedere, s-a realizat un lucru infinit mai important, și anume salvarea acestui tânăr. Acest tânăr a murit în pace, chiar cu bucurie, fără să-i fie frică de moarte, încheiind liniștit viața. Pentru el scopul divin a fost realizat. Așa că n-a fost important, Dumnezeu a fost fericit că George l-a acceptat în viață. Dumnezeu a fost fericit că acest tânăr a fost mântuit. Este infinit mai important pentru Dumnezeu decât dacă ar mai fi trăit 15 ani, perioada în care pur și simplu ar fi fost departe de Dumnezeu. Sau dacă ar fi trăit și ar fi ajuns la o venerabilă vârstă din punctul de vedere al pământenilor, de 90 de ani, 100 de ani. Nu. De aceea, cel mai important lucru este să, ca în perioada aceasta pe care Dumnezeu ne oferă, nu știm cât este, mai scurtă, mai lungă, important este să-L acceptăm pe Hristos ca salvare. Sigur, sunt și situații, sunt și lucruri neînțelese și obscure care vor fi înțelese mai târziu de cei credincioși. Citim în Ioan 13 cu 7, drept răspuns, Iisus i-a zis, ce fac eu, tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. 1 Corinteni 13, versetul 12, acum vedem ca într-o oglindă, într-un chip întunecos, dar atunci vom vedea față în față. Acum cunosc în parte, dar atunci voi cunoaște de plin, așa cum am fost și eu cunoscut pe deplin. Sunt situații și lucruri pe care nu le putem înțelege acum. Nu putem avea pretenții absurde că înțelegem și pricepem totul. Sunt lucruri care nu le găsim uneori explicația. Dar acest lucru nu reprezintă un motiv ca să ne îndoim de bunătatea și de înțelepciunea lui Dumnezeu. Așa că atunci când durerea ne pătrunde în suflet și întunericul încearcă să ne copleșească, să spunem cu credință și cu predare, Dumnezeu este bun, Dumnezeu este plin de îndurare, Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu știe mai bine de ce este așa, lăudat să fie Domnul, este momentul în care să facem această mărturie de credință. În momentul când durerea caută să ne copleșească, să spunem Dumnezeu este plin de îndurare și Dumnezeu știe mai bine de ce s-a întâmplat sau se întâmplă aceste lucruri. Ne predăm în mâna Lui, în credința că El știe mai bine și că El este bun, chiar când ochii noștri firești văd în altfel. Iar într-o zi vom înțelege mai clar logica, rațiunea, înțelepciunea, dar și bunătatea planurilor divine. Aceasta înseamnă credința adevărată, credința testată prin foc. În ceea ce privește durerea, nu putem să fim scutiți de durere. Trăim pe un pământ în care durerea este inevitabilă. Nici Dumnezeu nu este scutit de durere. El suferă cel mai mult. Numai că este o diferență uriașă între omul necredincios care trece prin încercări, prin foc, care trece prin durere, și omul credincios. De ce? Pentru că cel credincios are parte de o infinită mângâiere, nu există suferință prin care să treacă și Dumnezeu să nu aibă pregătită pentru el o rezervă de mângâiere, de susținere și potențial uriaș de vindecare pentru inima lui rănită. Are balsam din Galad, pregătit pentru fiecare suflet încercat. Citim în a doua Corinteni, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa prin
Hristos, avem parte din belșug și de mângâiere. Dumnezeu oricărei mângâieri care ne mângâie în toate necazurile noastre, chiar dacă nu-L vedem cu ochii fizici pe Dumnezeu, prin credință putem accepta realitatea acestor lucruri. Dumnezeu este asupra fiecărui suferind și îl mângâie. Ce minunat este să crești și să vezi lucrul acesta. Sigur, nu putem fi scutiți de durere, dar dincolo de durere există o mângâiere, un potențial extraordinar de har, de susținere pe care Dumnezeu ți-l oferă. Lucru care estompează durerea, care amortizează ceea ce înseamnă durerea, pentru faptul că primim dragostea extraordinară a lui Dumnezeu și speranța veșnică pe care Dumnezeu o seamănă în suflet, o mângâiere veșnică și o bună nădejde, așa cum spune în a doua Tesaloniceni, capitolul 2, cu 16. Pe unii, durerea și necazurile îi depărtează de Dumnezeu, dar pe alții îi apropie foarte mult de Dumnezeu, pentru că în această perioadă oamenii descoperă tot mai mult dragostea sensibilă a lui Dumnezeu, potențialul uriaș de vindecare și de mângâiere pe care Dumnezeu îl oferă. Este o alegere în momentul necazului prin care treci să crezi că Dumnezeu este cel care conduce lucrurile cu înțelepciune și cu bunătate, să crezi că Dumnezeu este plin de îndurare sau să te depărtezi de Dumnezeu. Dar cel care alege să-și deschide inima pentru Dumnezeu va primi mângâiere, dragoste, vindecare și ajutor nelimitat. De aceea doresc ca familia prietenului meu care va asculta această înregistrare să fie mângâiată și întărită de Dumnezeu, lucru pe care cu siguranță Dumnezeu îl va face, și să se odihnească în credința că Dumnezeu a știut mai bine de ce așa. Lucrul acesta ne va face să mergem înainte, întăriți, înrădăcinați în credință și să depășim această încercare. Dumnezeu să fie lăudat pentru toate, că este bun și îndurător. Amin.